Apropo de moțiunea de cenzură, mâine înțelegem că va fi o ședință comună în plen pentru citirea moțiunii de cenzură depusă de USR Plus și AUR. Ce vor face parlamentarii PSD? Vor asigura quorumul la această ședință? Vor participa? Noi vom fi acolo și vom asigura prezența și quorumul, deși credem că nu este necesar quorumul pentru citirea moțiunii. Probabil că este necesar quorumul pentru ca să se voteze ordinea de zi. Dar s-a stabilit, nu știu, o sancțiune pentru socialdemocrații care vor lipsi mâine? Sau... Vă spun, nu este proiectul nostru, nu este moțiunea noastră. Dacă era moțiunea noastră, am fi avut sancțiuni. Așa, deci pot lipsi. Nu pot lipsi, în mod normal, au datoria să vină. Dar mai este un lucru, mâine este joi, oamenii au un program în teritoriu. Și să vedem cum o să putem să facem mobilizarea. Vom fi acolo, însă noi suntem foarte mulți și vom fi acolo destui ca să asigurăm quorumul. Credeți că va trece într-un final, se va ajunge la vot în Parlament această moțiune? Are toate șansele. Sigur, contează foarte mult și liderii USR Plus cum vor gestiona această problemă. Pentru că ca să treacă o moțiune în Parlament trebuie să negociezi cu toate partidele, cu independenții, să discuți, să îi chem la vot, să le dai o perspectivă. Ce se întâmplă după asta? Exemplu, ei ar trebui să vină la noi să ne spună înainte de vot ce se întâmplă după ce trece moțiunea. Îl dăm jos pe Florin Câțu și vin ei cu ghinea, cu toată trupa și refac acest guvern care a dus România pe buza prăpastiei. Atunci, noi suntem interesați să le prelungim lor această guvernare? Sau nu participă la un nou guvern, îi dăm jos, ei nu participă la un nou guvern sau găsim o altă formulă, nu știu, nu vreau să imaginez acum ipoteze pentru că n-au discutat cu noi. Dar vor trebui să facă asta și atunci se schimbă realitatea. Se poate schimba realitatea. Noi nu vom adera la alte principii decât cele care le-am stabilit. Adică noi putem să nu putem să intrăm în niciun guvern ca fiind Vioara a doua, de exemplu, și alte principii pe care le avem stabilite pentru că am câștigat alegerile. Dar vom vedea ce se va întâmpla. Însă, în acest moment, hotărârea din acest moment a noastră este ca să îndeplinim un imperativ pe care îl simțim de la populație și a și declarat-o și președintele și noi toți, vom vota o moțiune dacă ajunge. Deci chiar acolo. Și aceasta... Chiar și această moțiune. Sigur, sunt mici chestiuni de detaliu care țin, dar asta cred că politicienii USR Plus sunt destul de maturi acum, nu mai sunt doar contrasistem, au deja vechime în guvern și înțeleg cum se fac jocurile politice. Adică înțeleg că este nevoie de dialog, este nevoie să nu-i insulți pe cei de la care ai nevoie. Am văzut că unii dintre ei, acum purtătorii lor de cuvânt, încep să ne spună că noi facem blaturi cu... PNL sau că facem blaturi cu președintele Iohannis. Ar trebui să fie un pic mai rezervați în această direcție, să înțeleagă mai bine că imperativul lor este să obțină sprijinul nostru, nu să ne aducă cu forța. Nu să ne aducă cu forța pentru niște invective ca să le facem programul lor politic. Asta este clar.